În această sesiune de admitere, oferta educațională a universității a atras un total de 2855 de candidați cetățeni români pentru programele de licență și conversie profesională, o creștere cu aproximativ 15% față de anul trecut, respectiv 850 pentru programele de masterat. Totodată au fost prelucrate 334 de dosare de înscriere depuse de români de pretutindeni și cetățeni străini. În această rundă de înscrieri, programele de licență și conversie profesională au cumulat un număr de 4.827 de opțiuni pentru cele 1.180 de locuri bugetate și 1.430 de locuri cu taxă scoase la concurs. Programele de masterat au cumulat 1.496 opțiuni pentru cele 600 de locuri bugetate și 690 de locuri cu taxă scoase la concurs. Perioada înmatriculărilor a început de pe data de 20 iulie și va continua până pe 29 iulie, fără zilele de sâmbătă și duminică, urmând ca pe 30 iulie să fie publicate rezultatele finale. Pentru a fi admiși, candidații înscriși au obligația să se înmatriculeze, astfel vor pierde locul ocupat în urma înscrierii. Reamintim că toți candidații care se înmatriculează și devin studenți ai USV vor primi un sprijin material sub forma unui laptop sau a unei tablete, însoțite de o cartelă SIM cu abonament de date cu o durată de valabilitate de minim 9 luni și cu un minimum 50 giga pe lună. În plus, peste 30% dintre viitorii studenți pot primi anual burse cu valori cuprinse între 600 și 1100 lei. De aceste burse pot beneficia studenții care au depus la dosar diploma de bacalaureat în original sau pentru promoția din anul în curs, dacă liceul nu a eliberat diploma de bacalaureat adeverința de absolvire în original. Studenții care nu au urmat un alt program de studii pe locuri bugetate. Indiferent de poziția pe care o ocupă în clasament, candidatul care se înmatriculează are șansa obținerii unui loc bugetat. Acest fapt devine posibil deoarece unii dintre colegii lui plasați pe un loc superior vor opta pentru alte programe de studiu din USV, eliberând locul atribuit inițial. De asemenea, la anumite programe de studiu, primii 3 studenți înmatriculați cu taxă vor primi pentru primul an de studiu bursă de studiu în valoare egală cu taxa de școlarizare pe care ei ar trebui să o plătească. Evidențiem și faptul că studenții care ocupă în urma înmatriculării un loc cu taxă vor putea trece pe un loc bugetat fără taxă grație rezultatelor obținute pe parcursul școlarizării, chiar și în timpul primului an de studiu. Menționăm că lista studenților care ocupă un loc fără taxă se reface la începutul fiecărui an universitar pe baza rezultatelor obținute. Ambele variante sunt posibile. Sigur că varianta on-site este cea, să zicem, foarte clară și standard, fără prea multe obstacole. Cea online necesită, pe de-o parte, plata taxei de înmatriculare online, pe de altă parte, semnarea unor contracte și asigurarea actelor în original. Da? Deci, în momentul în care noi finalizăm această admitere, trebuie să avem actele celor care sunt înmatriculați pe locuri bugetate în original. Și atunci trebuie transmise printr-un, sigur, intermediar care are procura necesară sau prin poștă, dacă se alege această variantă online. Din ce am observat până acum, mai mult de 85%, cred că 80% cu siguranță, dintre cei care s-au înscris au preferat varianta fizică de prezență în universitate. Bănuim că va fi un procent similar și acum, deoarece unii candidați au mai multe opțiuni, sunt admiși la mai multe opțiuni, se analizează împreună cu profesorii din sală care este, să zic, varianta optimă pentru ei și în funcție de aceasta iau decizia finală de înmatriculare. Deci și această etapă este foarte importantă pentru decizia lor, mai ales că în momentul de față pe unele liste se află aceiași candidați aparent pe locurile bugetate, deși ei nu pot ocupa decât un loc bugetat. Da? Deci cei care se află poate mai jos în acest clasament să privească cu atenție ceea ce se întâmplă, pentru că în zilele următoare vor constata că fie intră pe un loc bugetat, fie sigur intră pe un loc cu taxă, dar nu trebuie să tragă concluzii definitive după aceste liste preliminare. Deci acest proces este încă unul care se bazează pe consultarea comisiei de admitere și a profesorilor, a studenților disponibili în această consultare și în final candidații vor avea ocazia să obțină ceea ce, să spunem, își doresc sau foarte apropiat de ceea ce își doresc să urmeze în cadrul universității noastre.
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava va organiza o nouă sesiune de admitere în luna septembrie, conform următorului calendar. Înscriere și interviu 7-15 septembrie, fără zilele de sâmbătă și duminică, pentru specializările unde nu există probe. 7-11 septembrie pentru specializările unde există probe. Probe 14-15 septembrie. Afișare rezultate 15-16 septembrie. Depunere contestații 16-17 septembrie, orele 13-16. Afișare rezultate după contestații 17-18 septembrie. Înmatriculări, confirmare loc, confirmarea locului prin depunerea actelor în original, inclusiv pentru români de pretutindeni, 16-18 septembrie. Afișare rezultate finale 21 septembrie. Pentru cele 14 domenii de doctorat care organizează concursul de admitere în sesiunea septembrie, perioada de înscriere va fi 7-11 septembrie. Oferta USV conține un total de 39 de locuri, dintre care 20 cu bursă pentru forma de învățământ cu frecvență și 19 fără bursă pentru forma de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă. 13 locuri sunt destinate etnicilor români de pretutindeni, 9 dintre acestea fiind cu bursă. Acestora li se mai adaugă 80 de locuri cu taxă. Informații legate de admiterea la USV actualizate în timp real pot fi accesate la adresa www.admitere.usv.ro. Categoric da, așa cum spuneam, sunt deja absolvenți din Ucraina care vor primi diploma mai târziu și nu au putut participa la această sesiune de admitere. Deci, oricum, avem anumite categorii care nici nu au avut șansa să participe în această sesiune. Spuneam de absolvenții de licență care își pregătesc în continuare ținerea lucrării. Fiind această perioadă de pandemie, unii dintre ei nu au putut să vină să-și facă partea practică în laboratoarele universității și lucrează în continuare la aceste lucrări de diplomă. Deci ei au nevoie de această șansă, însă, dincolo de aceste categorii care au fost cumva generate de situația specială în care ne aflăm, noi avem o sesiune de toamnă normală pentru cei care dau examen de bacalaureat în a doua sesiune sau se hotărăsc mai târziu. Sunt mai ales în zona învățământului la distanță. Constatăm zicem, un număr destul de ridicat de studenți comparativ cu, sigur, ceea ce am constatat în perioada de vară, zic, în general, în cadrul unei sesiuni. Dar pe lângă acestea, sunt în jur de 15-20% dintre studenți se înmatriculează în sesiunea din toamnă din diverse motive.